CPG2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 19 Draft spre Glorie. Vă mulțumesc tuturor pentru suportul senzațional, pentru susținerea pe care ați arătat-o față de primul episod al acestei serii. Îmi pare rău că n-am putut să pun acest episod un picuț mai repede, dar promit că de acum încolo să fac tot posibilul să pun cel puțin la două zile, dacă nu zilnic, dacă vrei. Zilnic, hai să încercăm să ajungem la peste 2500, ar fi absolut senzațional. Hai să începem, băieți. Avem 300 de FIFA points pregătiți și avem 4-1-2-1-2, care eu zic că e super formație. 3-5-2-3-4-1-2 și 5 fundași, nu sunt mare fan. Mergem pe 4-1-2, o să fie dificil de făcut chemistry, dar în schimb, nu cred că e formație foarte bună. Douglas Costa, Luka Modric, Dembele, Mkhitaryan și Di Maria. Di Maria, Di Maria, dificil aici de ales. Mergem pe un Modric. Douglas Costa din star nu prinde chemistry. Mkhitaryan, Modric. Hai să mergem pe Modric să vedem. Haide Messi! Haide Messi! Haide Messi acolo! Aoleu, doamne! Cum să-mi dai silveri, frate? Cum să-mi dai silveri? Cum să-mi dai silveri? Bine că pentru chemistry e ăsta. Cea Vighiera. Poate Messi acum. Baca Ilicic, Werner e bun. Werner e bun, mă duc pe Werner. Mă duc pe Werner. Să vedem mijlocașul central, ofensiv, sigur să-mi pierzi sa. Royce, bun Royce. Hai Royce, bine ai venit în echipă. Inform Royce, de fapt. Benat Vas. Vas ăsta e bun, dar e greu cu chemistry-ul pe partea aceasta. Trebuie să-l mut lângă Modric și să sper la cineva din Germania după aceea. Fernandez, în schimb, China oricum nu prea am Da, nu prea mai, ce le-au pe Vas. Și ne ducem acum pe mijlocașul central defensiv. Chiar n-a dat mijlocaș central defensiv. Uite, totul lăsa pe Givaluce ăsta, cum îl cheamă? Guilavugi. Ok. Și luăm pe gagiul ăsta și poate le facem așa, da. Și uite, parcă mai prinde un picuț de contură acolo echipa. Sergio Roberto, Kimmich, Daniel Alves, Carvajal și Walker. Nu prea am ce să fac decât să-l iau pe Carvajal. Funda central? Varane? Saco Jimenez e bun. Un titi, hoțămanule, te știu de undeva. Te băgăm și pe tine în echipă. Marcan, Varan, clar așa jucăm. Și fundașul stânga, Mendy, dă-mi un Mendy. Haide cu Mendy. Na. Mi-a dat un Marcos Alonso, Nacho, Rose, Rodriguez și Crișito. Băi, serios, nu mi-a dat nimic pe care pot să folosesc? Nu te cred. Nu te cred, îl iau pe Rose, dar nu, chiar să nu-mi dai mă niciunul acolo. Portar, Ter Stegen, Courtois. Îngă pe De Gea, care n-am cum să-l bag. Lopez, n-am cum să-l bag. Jarnstein ăsta, n-am cum. Perin, iarăși nu, și Ederson. Nu te cred, nu mi-ai dat niciun portar, mă? Wow, dezamăgitor. Ok, hai să mergem la rezerve. Tot sper la Messi, Ronaldo. Și ne dă pe Schmelzer, Pavon, Koke, Shaqiri. Schmelzer ăsta ar putea să joace acolo. Ar putea să joace, da. Fundaș stânga. Uite, 84, mai binișor așa. Mitroglou, Sergio Leon, Insua, Carlos Soler ăsta. Poate să-l iau să-l pun acolo în atac. Trebuie să-l iau pe Sergio Leon, frate. Da, Stubolovan. Striker, Moia, portar. Ăsta cred că pot să-l folosesc. Dar l-am pe Mane, care aș vrea să-l iau super sub și nu știu ce mai primesc după aia super sub. Moia, în schimb, este de la Real Sociedad și ia full camp cu băieții noștri. Hai mă că ne mai pică nou un jucător de atac. Nu cred că nu ne mai pică un jucător de atac. Aș lua portarul ca să fiu sigur că am totuși chemistry aici la, la portar. Uite, altceva acum. Cu totul altceva. Sar, Hani, Cedric, David, Neres și Haller.
Anglia, Rusia, Franța, Germania. Nu mă încântă niciunul, poate sta David Neres. Și mai avem un jucător din rezerve: Kimmich, Walker, Willian, Di Maria și Parejo. Parejo, ce diferență mare între pace-ul lui Parejo și shooting, dribbling, defending și physical passing. Foarte mare diferență. Cam evident că o să merg aici cu Willian ca super sub în primul rând. Și ia să vedem ce ne rezervă subset toți. Coman, Bakambu, Zaza, Salah. Salah, 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 Salah. Hai Salah, vină cu aici. Hoțule. Veia, Mbappé, mama, avem o cărcă de super subs bun. O cărcă avem, Perotti, Muniain, bun de tot. Să vedem cum îi și jucăm. Morales, Carrasco, Pizzi, Pastore, Belhanda. Morales ăsta, Spania 1. Prea văd eu cum să mai combin pe aici, ca să fiu sincer. Îmi trebuie post pe post aici ceva direct în locul atacantului ca să pot să iau chemi. Oricum suntem la 93, poate că reușim 100%. 100%. Ndombele, Lekie, Ekichi și... Bă, nu mă, nu mă încântă nici în dreptate. Încă 3 jucători rămas, între care și un portar, mai sperăm la Courtois acolo. Otamendi, Dani Alves, Miranda, Alaba, mai bun pentru Germania și te-am luat direct, nu stau la discuții, mai bun decât Schmelzer, așa, bun. Meunier, Joao Cancelo, De Marcos, mai bun decât al nostru, Clor, da, De Marcos și îl locuim aici pe... O să pierdă Modric la chemistry, aha, pierde Modric la chemistry, asta este problema. Burki, Sommer, avem cineva din Spania? Nu, n-avem nimic aici. Sommer, păcat. Nu știu cum să fac aici cu atacanții. Tu. Habar n-am cum să o combin până la urmă. Avem pe Morales ăsta. Da, nu mă încântă cu nimic. Am pierdut la Modric, mă enervează că am pierdut la Modric chemistry-ul. O să dau după aia un ochi să văd ce putem să facem. Uite, ăsta e din La Liga, ne ajută de cu 91, Echeverria, pe bune, Victor Moreno, foarte puțin primim chemistry, în plus, uite, Sergio Gonzalez ăsta. Ăsta erau din alte ligi, frate, ăsta e din La Liga Santander. Avem 93, dacă îl înlocuiesc acolo pe De Marcos, iau full chem. Băieți, l-am schimbat totuși pe De Marcos, l-am luat pe Carvajal și suntem la 95 chemistry după minutul 1. Scoatem pe Xavi, Guerra și băgăm Mbappé sau Salah și păstrăm pe unul dintre ei pentru a doua repriză. Hai să începem cu primul match. Să vedem primul adversar, ce draft are. 4-3-1-2, Salah, Alexis Sanchez, Hazard, Keita, Modric, Seri, Van Dijk acolo. Foarte, foarte bună echipa lui. Frumos. Hai cu golul. Super fază, super fază și avem 1-0 în minutul 10. Modric! Oh la la, Modricianu, ce finalizare! Nu știu dacă e offside. Hai Royce! Bară, puteam să închidem meciul! Îl închideam aici. Greșeală mare. Oh, ce atac super! Păcat că n-am marcat. Mare păcat, foarte frumos atacul. Prima repriză de senzație, a jucat foarte bine, 2 goluri avantaj. Super pasă. Hai Salah. Aia e, mă. 3-0, super. Oh, 3-1. Frumos șut acolo cu Alexis Sanchez. Nu cred.
Nu cred în Mbappé, cum a ratat-o pe asta? Hai cu golul! Aia e, mă! 4-1, perfect, contraatac perfect! Royce! Oh la la, ce atac superb, ce șut minunat și e 5-1! Fluier final, băieți, prim meci foarte, foarte convingător. Hai să trecem la următorul. Următorul adversar, 5 fundași, 5-3-2. Zaha, Griezmann, Pogba. Și pe fund are Rudiger, Van Dijk și Koscielny. Bestie ăstea în apărare. Ah, m-am lăcomit. M-am lăcomit acolo. Salah, magie, dar nu vrea să intre, mă. Păcat. Poate acum. Băi, ăsta s-a băgat cu fundul în poartă tot, mă, pe bune? Nu pot să cred, s-a băgat cu toți. 5 fundași și toți în poartă. Bă, ăștia sunt o rușine, frate, jucătorii ăștia. Salah! 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 Bine, mă! Nu suport adversarii, frate, nu-i suport pe aia cu 5 fundași, să nu-i văd. Măcar dacă joci 5 fundași, joacă ofensiv, nu cu fundul în poartă. Ăsta are și drop back la tactici, era cu toată apărarea acolo în poartă. Werner! Oh, am încercat scăriță! Trebuie să dau mai tare scărița. Oh, la nu-i foul ref, pe bune? Iar un fâșu, frate. I-a dat și galben, bravo. Execută Vas. Execută Royce, de fapt, în blocaj. Și e gol? Da, e golazo! Și e 2-0, Salah, zeu! Mbappé, magie, dar la finalizare nu iese. Oh, ce pas a dat Pogba, bravo, mă. Da, mă bucur pentru golul ăsta. Mă bucur eu pentru că mi-a plăcut fața lui Pogba. Bravo. Ia uite-l, mă. Am zis că n-are șut Mbappé. Am zis că n-are șut. Și ia uite-l ce bombă dă Mbappé, Kylian! Mbappé! Ho, ho, lovim bara! Dar a fost offside. Ce gol frumos ar fi putut să fie, păcat! Pas. A fost perfect time de acolo, n-are cum să nu intre. 4-1-73. Da, a dat una, 4-2. Fluier Oref era minutul 92. Fluier final, băieți, încă o performanță foarte, foarte bună. Am jucat din ce în ce mai bine în meciul ăsta. Mergem în semifinale, sper eu să câștigăm încă un draft. Următorul adversar, 4-3-2-1, Bale, Asensio acolo, Felipe Luis de Marcos. Să fie belea cu Bale ăla și De Gea în poartă, full chemistry, greu de trecut de el. Haide, mă! Oh! Royce, te mănânc, cum ai ratat-o pe asta, te mănânc! Salah! Și vai, al nostru a scos-o. Băi, ești nebun? Vreau reluare, stai puțin. A scos-o al nostru din poartă? Deci bătuse portarul? Ba nu. Trebuie să fie corner.
Da. Salah? Voi o viță prea multe rateri. 3 în 14 minute. Nu! Nu poți să dai penalti la așa ceva! Băi, nu poți, am dat pasă! Nu poți să dai penalti la așa ceva, am luat mingea de 5 ori! Nu se poate să dai penalti la așa ceva! Știam, mă, că acolo dă! Și sare mingea tot la el? Nu te cred, frate! Penalti nu a fost, am dat pasă. I-am apărat penaltiul, sare mingea tot la el. Centrarea se duce perfect și portarul meu era pe jos. Iar 7000 de blocaje acolo. Ai, Werner! Scoate de Hea. Băi, frate, m-a zăpăcit. Dați-vă și voi rușine de joc. Rușine totală de joc. 12-12. Dominat total. Total și felul în care am primit gol și tot. Scop pe Werner ăsta. Și pape Mbappe, ia să vedem. Dar nu știu ce, are 5. Nu știu ce formație joacă. Are 4-3-2-1. N-am aprins aici. Pentru că nu am răbdare. Pentru că nu am răbdare, m-a prins, frate. Hai mă Mbappé mă, hai mă Mbappé mă, haide mă, haide mă, haide mă! Păi... Oh, ce frumos am încercat cu pas în fața porții, da! Nu cred că apără De Gea așa ceva. Mbappé iar în blocaj. Băi, ce e asta, mă? Mbappé! Scoate iar asta, mă? Nu mai înțeleg, frate, nimic din jocul ăsta. Pe cuvânt vă spun. Ia stai, poate mai avem un atac. Lasă-mi atacul, frate! Ia să vedem și premii, ia să vezi premii acum. Premium Gold Pack și Jumbo Premium Gold Pack. Asta n-a avut nicio ocazie, frate, două goluri din nimic. Și bineînțeles că în pachete nu ne dă nimic. Hai, dă și mie ceva bun în pachet să mă bucur. Doamne, frate!